uitat geanta acasă? Bine, plec așa la școală. Întârzi! Să-mi fac o poză, mai am timp. Colega, a curs una la ore. Și ce? Eu mai am timp. Ce înseamnă asta? E putrece așa repede. Profesora? Aici, balon. Dăm și mie. Hei, colegi, ghiciți unde este balonul. Eu primul. Să vedem. Mario! Să vedem. Yeah! Hai și tu, Miriam. Nu, eu voi face temele. Va veni profesoara acum. Astăzi voi preda o temă nouă. Trebuie să fiți foarte atenți, căci la urmă vom avea autoevaluare. Ha, nici un stres. Scrim toți temă în clasă. Catalina, tu iarăși îți faci de cap. Eu predau temă aici la tablă, dar nu te mai muțești acolo. Doar să duci nota în catalog. Adunarea și scădierea sunt operații inverse. Deci acum vă trebuie un exercițiu. Va trebui să micșorați cu 2 și să măriți cu 2. Uitați-vă ce însărcinări vă voi da eu astăzi, după care facem evaluare. Deci 0 adunăm cu 2 și va fi egal cu 2. Nu spun la profesoară! Domnul profesor, priviți că Dana distrează colegii! Și mănâncă la oare! Catalina, vei trece tu la tablă. Să vedem ce ai auzit tu când am predat eu aici la tablă. Bine, Tiev! Miriam, spune, care va fi rezultatul? Nu-ți zic, trebuie să asculti la lecție. Hai! Ce? Mai tare! Doi, unu! Așa? Doi? Gata, doamnă profesoară, am scris. Ce? Nu vine să cred. Vei ce pățești dacă nu asculti tema la lecție? Mai gândește-te. M-ai mințit. Doi, ca liebăda, așa. Dar cum arată liebăda? Eu aud tot. Nu copia. Ca liebăda, bine acuș. Ai terminat? Oh, Catalina, ce caricatură ai desenat pe tablă? Rezultatul l-am scris. Răspunsul este incorrect. Voi sta aici lângă tine să nu te distrezi și să te concentrezi la tablă. Hai repejor. Gata, știu. Nu, așa ceva este imposibil. Acestea sunt testele. Toți individual veți rezolva. Nu copiați unul de la celălalt. Ce ușoare exerciții! Eu gata! Tu gata? Dă și mie să copiez! Noi gata, doamnă profesoară! Verificăm testele, faceți liniște în clasă! Mira, nu m-am așteptat așa ceva de la tine! Cât va fi 1 plus 3? Ce? Este egal cu 3? 2 plus 7, 9, corect! 5 plus 1, 6, corect! 8 plus 2, 10, corect! 7 plus 7, 14, corect! Stop! Lucrarea ta la mine! Nu ai voie să corectezi. Răspuns incorrect. 5 plus 1, incorrect. Nota 2. Catalina, lucrarea la mine. La mine? Nu lucrarea la mine. Păi ce înseamnă asta? Nu.
Gata, dă să vedem rezultatul. Răspuns incorrect. 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 Nota 2. Să vedem Albert acum. 1 plus 3, 4. Corect. 2 plus 7, 9. Corect. 5 plus 1, 6. 10. Nota 10, Albert. Bravo! Gata, deja voi fi atentă la ore, pentru că am catalogul plin cu 2. Dragi elevi, școala este locul unde voi acumulați multe cunoștințe. Nu este un loc de distracție. Trebuie să prețuiți profesorii. Pentru că profesorii vă pregătesc pentru viață, așa că apucați-vă de carte.